așa nu e, că n-ai niciun hol ca să ducă spre noi. Da, da, aseară când striga se auzea în casă. În casă? Da. Bine, fiind liniște, nu știu, ările astea poate sună, știi? Ce să... Ce e ca lume, nu? De ce nu ne desfăuzim și noi? Da. Nu, altfel n-aveam de un știu, am auzit pe bunica. Aude... Nu, bunica a citit mesajul. Da, bunica. S-a auzit, ce? Da. Cita, cântăm noi și pe rog facem pauză, știi? Și când mai faceți, când s-a mai nimerit să mai faceți voi o pauză sau vă gândiți la ce să cântați. Ne gândim că rămâne să gata, au plecat, ne-au părăsit, nu. Știi? Toți suntem triști. Nu, să știți. Așteptăm. Dar bine, formă spuneți noapte bună, știi? Și ne-am dat seama, gata, au fugit, dar seara a fugit de vreme. Era vreo 1 și ceva. Păi ne-a dat mesaj, intrați toate în casă. Da, păi și nouă ne dă mesaj. Păi da, dar ne-a intrat. Nu ne dă să intrăm în casă, ne zicele. Păi da, nu comunicăm, cântăm, știi? Aseară ne-a zis, intrați acum în casă. Și aveți mai semn. Mult așa, nu? Păi și vă pune să intrați în casă? Vă pune să intrați în casă? Prima seară ne-a terorizat mesaje, dar nici nu aveam ce important, eram acolo. Da. Petrecere ați avut? Ați avut, nu? Da. De Sfântă Marie. A, ne-am destrăbălat pe aici. Și la noi am fost. Dar cum? Nu suntem... Cât Mariani, Marie? 4. Aveți 4. Ca la noi și la noi. Și la noi tot 4, nu? Da. Care e patru, mă? Carmen, Roxana și... A, bunicile, da. La mine nu mă așteptam să mă străbătrească, că nu... Nu mă... Cine te cheamă Marian? Lucian Marian. Da? Da. La mulți ani cu întârzie. Mulțumesc, că aia... Nu, ei, că nu, n-am sărbătorit niciodată, știi? Nu m-am simțit. A fost așa. Dar a fost ok, știi, când am auzit muzică... Dai, dar nu ne așteptam, la 10 noaptea ne-a dat cam așa. Dacă noi am cerut. Am cerut, nu, nu ne așteptam, că ne-a ieșit afară și mai am intrat, am zis tort, flori, wow, păi nu v-ați prins așa cum v-ați afară? Noi ne-am prins când păi, ne-ați afară. Sincer, noi ne așteptam pe zi să ne dea și dacă am zis că ne dea, am zis, bă, nu ne mai dă, e prima, așa, e la începutul emisiunii, nu ne dă și după aia seara am rămas așa toate. A fost mai frumos așa, că nu ne mai așteptam. Dar geamuri nex am la voi. Ce noi anume? Ne mai uităm pe geam, geamuri nu. Nu, vezi mă, când am zis că... Deci eu v-am văzut casa, niște poze și am zis că aveți geamuri. Aveți geamuri? Da. Deci v-am zis. Cum era, Luca, ai fost aseară și n-ai observat? E ușa de termopan și lângă e... Da, era... sunt trei geamuri și cu ăsta la patrulea. Nu, deci da. Vezi, eu știu și voi nu știți care ați fost în casă. Ia vezi casă ca urmea, noi da, și doamna Mirela, când a venit prima emisiune, a zis că să ne bucurăm că avem lumină naturală și că voi n-aveți, știi? Păi noi când ieșim afară să... Știi ceva de genul? De la neonele astea tot timpul avem ochii roșii. Nu se stinge asta noaptea, nu? Ba da, se strâng. Se stinge două, doar dormitorul. Și pe acolo rămân. La noi rămâne living-ul și dormitoarele se sting. Dar trebuie să fim vreo 4 în cameră să stingă. Da, stingă. Trebuie să fim mai mult de 4 noi. Nu, la noi e 4. Nu. Bine, la noi e, dacă e dormitorul toate, stăm 12, în același da. Dormitor, trebuie da. Să stăm pernele pe ochi. Da. La noi sunt 5 cu 3 și cu 4. E bine la voi că sunteți așa. De ce? Că sunteți fiecare cu dormitoarele voastre. Ne stăm în același dormitor. Stai în living că și vorbești. Că poate una vrea să vorbească, una vrea să doarmă, una vrea să nu știu ce și dai seama. Vorbiți în living, cine de vorbiți și acolo doar dormiți. Ce stai? Tu cu cine stai în dormitor? Eu? Da. Cu Marian. Așa? Cu Cristian. Mihăiță. Și cine mai e? Alex. Da, am reținut. Cam cum a fost de la casting, știi, de când ne-am văzut. Bine, nu pot să zic că sunt, e vreun grup, știi? Sau grupulețe, e, toți suntem ok, da? Mă, noi nu suntem un grup, dar noi patru avem mai multe în comun și umblăm toate patru. Dar nu suntem grupuleți, că toate vorbim cu toate, da? Nu-i frumos, știi, mai ales acum, la început, da, dacă de acum da, facem, da, da, facem știi așa... că nu prea, când ai mai multe în comun cu o persoană, încerci să stai cât mai mult în preajmă. Da, așa e. Da, poate se integrează și celălalt, știi, nu? Știi cum e, la fete întotdeauna e mai multă răutate decât la băieți. Și la noi nu e? Nu cred, e, voi sunteți nu. Mai de lăsători. E, este și la noi, stai. Da? Când intervine râca sau alte chestii, intră și la noi. E tot. Alexandru. Da. 24. Mare cameră. Ești interesată de el? Când ești interesată de el? Când a plecat? Dar v-am zis, nu s-a dat florile așa, știi? Știi. A fost... Da.
Tu cu cine ai? Parcă Teo, nu? Parcă... Parcă Teo era... Nu eram cu Teo, a fost o chestie ieri în emisiune, că i-a zis bunica și am comunicat, nu ne știm, ne-am văzut și mi-a zis o singură chestie care am rămas puțin așa surprinsă, că îi place vocea mea. Dar momentan nu știu nimic. Te-a auzit? Da, m-a auzit și eu l-am auzit pe el. Și a fost o chestie mai așa. Cine a zis? Stai, că Ștefan a văzut toate fetele. Nu, cum a văzut? Nu știu, când a intrat în platou, pe televizor la mic acolo, nu știu dacă ați văzut. L-a băgat, nu știu cum a fost, l-a dat înapoi afară și atunci le-a văzut. A zis că le-a văzut de la depărtare? A, de la depărtare. Nu știu cum a fost cu camera aici. A zis că le-a văzut. Am întrebat noi dacă a reținut ceva, zic că nu. Niciun nume. Lângă fetele eram, așa, aici erau mamele. Da, așa, nu știu cum ești, dar zic că le-a văzut, știi? Eu dormeam. Eram... Tu oricum la timp, ce să vadă? Tu ești luată, cum să zice. Tu, Roxana. Ștefan așa zice, că el nu mai... Știu. Nu e, nu se mai vadă. Da. Bă, sunt în major, mare parte, sunt toți băieți buni, v-am zis. Cu gânduri serioase, toți vor să se însoare. Toți au avut relații. Vrem bun. Să ne însurăm toți. Tu nu vrei? Ba da, bine, eu am zis o dată. Păi vorbește cu toți, vrem. Păi da, eu am vorbit în numele meu, cum păi când, când spui lor, vor, ce ne pui pe gând. Nu, păi dar nu v-am zis de prima oară că vreau și sunt hotărât. M-am săturat de două luni, trei luni. Când încep și eu să fie ceva mai frumos, pleacă și nu îmi place. A vreun tipar? Nu. Cum a fost prima oară? Cu blonde, parcă? Brunete, la plac brunetele, brunete, da. Brunete, brunete, da. Zis, dar nu mai știu care e cum, cu brunete, care, nu știu. Am uitat. Dar n-au un tip ară, noi toți au zis că să se înțeleagă, să iubească, să fie da, puțin atracția vezi, fizică. Da, cum am zis și da, exact ca voi, știi. Ce, voi aveți vreun tip ară, nu? Nu. Nu, stai, sunt, v-am zis, cu tatuaje, dacă vă plac tatuajele. Aveți în casă așa ceva? Să alegeți? Sunt 3, 4 chiar și Alex are unul, dar are, nu puteți vedea, e mai, așa, ce sunt, serviciu, nu le știu, nu știu la toți, toți ce se ocupă, nu mai știu cine, parcă mai era vreunul sau doi, o dată cu mine, că nu are serviciu, dar nu mai știu exact, v-am zis, uite, dacă nu e important, uite, țin minte doar ce întreb. Să intre. Da, eu zic că săptămâna asta e gata. Așa? Așa zic, nu știu. Așa zic și ei. Emisiune? Două emisiuni am făcut. Atât? Atât? Păi da. Și pe noi ne-a tocat aici. V-a rupt. Și ce, nu v-a plăcut? Nu. Eu că trece timpul altfel. Dar noi când făceam de la 12 la... La 1, imediat trecea ziua. Păi da, dar noi suntem după amiază, avem 2 ore. Sau când mai veneam la întâlniri, la astea, imediat trecea timpul. Știi, era, nu mai era monotonia aia, plictiseală. Era altceva. Și vouă nu vă place să fiți de la 12 la 1, de la 2 la 4? Mie nu-mi place deloc. De ce? Că s-a luat de mine toată săptămâna. E, s-a luat de tine. Și ce s-a făcut dacă s-a luat de mine? Ce, nu știai că o să ia sau... Dar nu, nu așa. Pe ce s-a făcut? Ce au putut să-ți facă de... Te-am speriat așa tare. Da. Când e vorba să intru în emisiune, cred că ar trebui să stăm cu leucoplasturi la gură, că orice spui se insinuează altfel. Voi între voi aici sau... Da, îți dai seama. Păi, da, asta a fost și la noi, cum a fost în conflictul ăla. Păi nu s-au certat deloc, știi, practic. Doar s-a exprimat părerile unul la altul. Exact, și se insinuează ca ceva persoană respectivă. Și când a intrat în emisiune, a sărit. Cum mai poți să zici așa ceva sau... Păi de asta și dau chestiile alea. Și nu ar trebui să faci jocul ăsta. Da, asta e. M-a întrebat și mine. Și tu te simți? Nu mă simt. Eu pot să am 70 tot din cu mama, că tot copilul mamei sunt, știi? Păi da. Bine, poate nici el n-a zis-o în nume de rău, știi? A fost așa. S-a interpretat tot ce... Tot ce faci se interpretează. Nu se înțelege nimic, știi? Ce vrei să transmiți, nu e. Și se dă exact părțile alea. Ce e bun, tai, știi? Când te înțelegi tu bine. Dă, te-ai certat o secundă, secunda aia o dă. Te face...